Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, optează pentru alegerea directă a șefului statului și atribuirea mai multor prerogative pentru exercitarea funcțiilor acestuia. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la Postul Public de televiziune. Potrivit lui Timofti, trebuie demodificat Constituția ca să nu ne confruntăm cu o altă criză politică când va veni timpul de ales președintele. Mai mult, șeful statului crede că trebuie de întors cetățenilor dreptul de a-și alege singur președintele. Timofti s-a pronunțat și pentru acordarea mai multor prerogative pentru președintele țării.